Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Listern sau parfumurile arabești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare atunci când postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se petrece pe acest canal de YouTube, absolut toate videoclipurile, abonarea, like-urile, comentariile, este total, total gratuit. Acum când eu filmez acest videoclip este marți, ca de obicei sper să îl vedeți chiar în această seară, iar mai sote de sau mai scent of the day sau parfumul zilei mele de astăzi este de fapt un layering sau un combo. Ambele parfumuri vin de la casa Hadlaj și vorbim aici despre Carus Blue Spice și uleiul Harimal Sultan Blue de data aceasta. Da, pentru că dacă sunteți de ceva timp aici, știți că mie îmi place să miros complicat, ca să spunem așa, da? Nu îmi plac parfumurile așa, simple. Mie îmi trebuie un miros mai wow. Bun. Primele impresii în legătură cu acest ulei parfumat vi le-am făcut în acest videoclip și cu riscul de a lua tot hate-ul de pe lume, din uh, gama aceasta de uleiuri ale casei Hadlaj, din gama Harim al Sultan, preferatul meu este fix acesta. Da? Dacă uh, viral, internațional, mondial, intergal intergalactic și așa mai departe, este Harim al Sultan Gold, ei bine, preferatul meu este Harim al Sultan Blue. De ce? Um, în timp ce Harim al Sultan Gold miroase ușor girly, dacă vreți, jucăuș vesel, zglobiu, da, sunt acei um, uh, ursuleți Haribo, Harim al Sultan Blue are o doză de senzualitate. Are ceva, cum să spun eu, ceva sexy, um, ceva seducător în el, da, este ușor mai complicat decât acela fix din această cauză este preferatul meu. Iar Carus Blue Spice, acel parfum cu ceva pucături de Imagination de la LV, da, este perfect pentru vară. Total, total unisex, în opinia mea, este ceios, fiind de tot fresh, puțin dulce, da, are câte puțin din toate, cum s-ar spune. Și da, este genul acela de parfum în care te poți scălda liniștit într-o zi caniculară de vară, cum este fix cea de astăzi. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră sau ce variantă de layering purtați în momentul în care urmăriți acest videoclip. Și după cum vă spuneam în ultimul unboxing Dubai Collection, și a fost întrerupt de trei ore acel videoclip. În fine, nu mai contează. La un moment dat l-am întrerupt deoarece am primit un colețel de la Hadlaj. Long story, short story, cum am ajuns eu să fiu contactată pentru acest pachet de PR, dacă doriți, de la Casa Hadlaj. Um, după cum prea bine știți sau nu știți, videoclipurile mele nu au subtitrare în limba engleză. Asta, pe de-o parte, implică un mic dezavantaj pentru mine și cu atât mai mult a contribuit la șocul ce l-am avut undeva în jurul Paștelui, dacă nu mă înșel, am primit un mail de la Hadlaj. Bună ziua, bună ziua, bla bla bla! Um, dorim să vă trimitem și da, am emoții, uh, dorim să vă trimitem un pachet de PR deoarece uh, v-am urmărit activitatea atât pe YouTube cât și pe Instagram. Și mai pe scurt ne place ceea ce vedem. Disclaimer, paranteză și tot ceea ce doriți dumneavoastră. Ceea ce veți vedea în acest videoclip? Acest pachet de PR este tot ceea ce am primit de la casa Hadlaj. Da? Nu am primit bani, nu am primit aur, nu am primit cămile, nu am primit nimic altceva. Da? Nu sunt plătită, mai pe românește, să le laud produsele. Dacă sunteți de mult timp pe canalul meu de YouTube, știți că eu am o slăbiciune pentru această casă, știți că le iubesc produsele am N parfumuri achiziționate din proprii mei bani, da? fără PR, fără absolut nimic altceva. Și da, iubesc casa Hadlaj. O să vă mai inserez pe undeva pe aici videoclipuri despre această casă. Dar, dar, să vedem ce avem noi aici. Bun, da, am emoții, am emoții foarte mari pentru că este primul meu pachet de PR direct din Dubai, dacă doriți. Bun. Vine așa. Da? Avem aici o chestie care este o punguță. Da? O punguță de la Hadlaj, am mai văzut ceva de genul alți creatori de conținut din afară pe Instagram, foarte faină, bun, după ce scoatem punguța, așa vin produsele, cei de la Hadlaj s-au ocupat de absolut tot, coletul a venit prin, printr-o firmă de curierat, hai să nu dau numele, Um, și nu am avut de plătit absolut nici măcar un singur leuț, da? Ei s-au ocupat de taxele vamale, de absolut tot, tot tot. Bun. Avem patru produse, patru. Haideți să pun coletul aici și pe care am pus mâna cu acela voi începe. Și cred că știu, da. Este unul din cele patru noi uleiuri ale casei Hadlai și vorbim aici despre Malica Red. Hai să vedem. De jur, am niște emoții. Notele o să vi le inserez pe undeva pe aici pentru fiecare din cele patru parfumuri. Și da, chiar am emoții. Chiar am emoții pentru că, sinceră să fiu, nu aș fi crezut vreodată să fiu băgată în seamă direct de o casă de parfumuri. Dar, dar, haideți să vedem cum este prezentarea. Da. Îl scăpam, știți că îl scăpam, nu? Haideți să-l pun aici, frumușel. Bun. Și să o luăm de la cap -t. Malica Red. Vine fix așe. Aceasta este sticluța și da, roșul acela care îmi place mie, roșul acela ce te duce cu gândul către un rubin. Câți mililitri avem aici? 20 de mililitri de ulei parfumat. Pe bănuțul acesta scrie Malica. Nu știu cât vedeți dumneavoastră, dar foarte, foarte fain. Dar să vedem cum miroase. Bun. Este fructat, este dulce fructat, este ceva ce mă duce cu gândul către fructele de pădure, dar totodată are și ceva, fiind de tot exotic în el, are acel iz exotic, da? Deci, categoric este 10 din 10 pentru vară. Rubarbă, însă nu este ceva șarp, nu este rubarba aceea scuțită, este mai degrabă. Dacă are sens o rubarbă cremoasă, cremozitatea rubarbei fiind dată de ceva nucă de cocos. Are, cum să spun eu, rubarba din acest ulei parfumat, se ține de mână, cum îmi place mie să spun, cu uh, nuca de cocos. Nu este dulcele acela copleșitor. În comparație cu Harim al Sultan Gold și da, fac această paralelă deoarece toată lumea cunoaște acel ulei, în comparație cu acela, Malica Red este, nu pică în latura aceea de geleuri Haribo, ci este mai degrabă acel fructat fiind de tot floral cu ceva atingere exotice, da? Dar e frumos, e frumos foc. Îl mai lăsăm puțin pentru că știți deja, uleiurile casei Hadlaj au trei trepte de evoluție. Dacă doriți, fix precum un EDP, EDT sau ce doriți dumneavoastră. Următorul, te-am luat pe tine. Acesta a fost și la Dubai Collection, vorbim de Shiaka Woman sau Shiaka White de la Hadlaj care vine, da, eu mă tot grăbesc să-l deschid, vine în această cutie, aici pe spate aveți și notele, în top plumeria și bujori, în mijloc lăcrămioare, în bază ambră. Bun. Acesta a fost și pe site-ul celor de la Dubai Collection, însă nu l-am achiziționat, nu mă întrebați de ce, sunt multe care eu le vreau, și nu vreți să știți ce liste peste liste am eu, și așa mai departe, da? Ia să vedem cum se deschide. A, se deschide normal, da, este o cutie absolut normală, nu este prezentarea aceea gen casetă. Și sticla. Sticla este aceasta. Cu siguranță ați mai văzut-o, deoarece nu este um, un parfum nou, dacă doriți. Are chestia asta răzătoare, cum îi spun eu. Bun, dar hai să vedem cum miroase. Ăsta îl dau aici. Da, atomizoarele sunt faine, ca de obicei la casa Hadlaj. Iar, și ea ca woman, floral, fructat, fiind dulceag, fiind cremos. și are ceva Are o parte cremoasă, fiind de tot pudrată, dacă doriți. Partea aceasta cremoasă mă duce oarecum cu gândul, însă nu este un diub sau nu este o inspirație pentru uh, Barbary Hair Dar mă duce în zona aceea. are totodată și acesta unis fiind de tot tropical, o să spuneți că am înnebunit, dar are ceva, nu știu, are o atingere, ceva ce-mi dă la nas, ceva ce mă poate duce cu gândul către izul unei nuci de cocos. Nu știu de ce eu resimt frangipanie aici. Este mai degrabă dacă doriți genul acela de parfum cel puțin acum pentru o primă impresie, genul acela de parfum All Season e drept, nu știu, ziua mea mare la 40 de grade s-ar putea să fie totuși un pic cam sufocant, însă pentru serile de vară sau pentru o ocazie specială nu cred că ar deranja pe nimeni. Și da! Acum pot spune că resim ceva ce mă poate duce cu gândul fiind de tot către o piersică. Dar este fain. Este foarte fain. Fix descrierea pe care eu o detest. Este un parfum frumos. <laughs> da. Este genul acela girly, vesel, și da, are în continuare acea cremozita cremozitate ce mă ține pe loc, în sensul că mă ține în zona aceea de uh, Barbary Hair, fără a fi un dup sau un parfum inspirat din acel parfum. da? Îl mai lăsăm și pe el puțin să vedem cum se va așeza și continuăm cu un parfum din. Uh, Gama Le Prestige și anume Bold. Absolut toate parfumurile, toate cele patru parfumuri ce le veți vedea astăzi, um, mi-au fost alese dacă doriți de ei, da? Deci nu mi-am ales eu absolut nimic din tot ceea ce vedeți aici. Eu din gama Le Prestige mai am Le Prestige, mai am. Uh, Empress, care este un parfum, cum să spun eu, ceva ca și cum ai face layering între Sospiro, Vibrato și Bulgari Tiger, Tiger, cum vreți voi să-i spuneți. Și mai am Le Prestige, nu știu cum se numește acela, ce duce, o să vă inserez o poză pe undeva pe aici, cu acela ce l-am. Mă duce foarte mult cu gândul către Hibiscus Mahajat. Bun, Hai să vedem ce ne spune bold. Aceste cutii se deschid așe, iar parfumetele este acesta. Același roșu, aceeași nuanță de roșu ce mă nebunește pe mine da și uitați cât de bine arată împreună, Da, chiar o să le și combin la un moment dat să vedem uh, ce și cum cu ele bun genul acela de sticlă masivă, capacul este din plastic, da? dar arată super, super, super fain. Eu nu vă făceam prezentare deoarece v-am spus, mai am două sticle din această gamă despre care momentan încă nu am apucat să vorbesc de ele. Dar va veni timpul. Bun, hai să vedem ce avem aici. Da, același atomizor foarte, foarte fain. Și avem aici o reinterpretare de Bacara Ruj 540, varianta extract sau extre. Da, acolo suntem. Suntem în zona lui Bacara Ruj 540 extract. Um, nu pot să spun că este ceva wow pentru mine, deoarece este un ADN ușor trecut, dacă doriți. Nu mai sunt eu neapărat în acea zonă. Însă, ce îmi place momentan, pentru o primă impresie, la Le Prestige Bold este faptul că nu se resimte um, atât de puternic izul acela de cabinet stomatologic, da? Este mai degrabă concentrat, concentrat, este mai degrabă centrat, dacă doriți, pe ceva fructe roșii, pe ceva atingeri lemnoase. Dar dar uh, nu știu de ce. Varianta aceasta am impresia că poate fi genul acela de bază pentru mai multe variante de layering, da, pentru niște combinații. Mi-a fulgerat acum prin căpuc o idee. Nu este foarte, foarte rău, însă, uh, nu este foarte, foarte rău, nu este rău deloc, însă, suntem uh, totuși într-o fază în care tind să cred că lumea. Sinceră să fiu, da, părerea mea proprie și personală. Tin să cred că atât doamnele cât și domnilor și domnii s-au saturat între ghilimele, dacă doriți, de acest ADN. Da? Din nou, dacă sunteți în continuare fani Baccarat RUS 540, varianta extre, uh, le prestigi Bolt. Pentru mine, una uh, nu este nimic uh, nou sub soare. Da? Din nou, cu scuzele de rigoare, dar știți, sunt sinceră și chiar dacă este vorba de un pachet de PR. Bun! Și ultimul, dar nu cel din urmă, avem aici cel mai uh, viral EDP de data aceasta al casei Hadlaj, și anume Harim al Sultan Gold, varianta EDP de data aceasta. Um, o să, o să sune un pic dubioșel, însă, voi știți că eu am făcut uh, un clip de tip versus între această variantă, Harim al Sultan Gold și varianta Rogue de la Dubai Collection. Și dacă sunteți, din nou, dacă sunteți de ceva timp la mine pe canal, cam știți. Cine a câștigat și cam știți ce preferințe am, însă hai să vedem parfumul în varianta full size, deoarece eu am avut um, acel travel size de la ulei, da? așa este prezentarea și ca de obicei eu nu reușesc să scot parfumurile din cutii, dar nu mai contează. Așa, avem aici o chestie cu thank you, bla, 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 hadlaj, da? Era pusă fix aici. Bun, aceasta este sticluța parfumului viral. Harimal Sultan EDP. Dar de ce e așa de mică? A, pentru că este în variantă de 75 de mililitri, de aceea este atât de mică. Hai să vedem. Deci aici am dat le prestige bold, aici nu am nimic. Cu toate că nu este prima impresia mea în legătură cu acest parfum. Este cam aceeași poveste cu ceea ce aveți dacă ați cumpărat uleiul Harim al Sultan Gold de la Dubai Collection. În cutiuța uleiului ați avut un mini pachet, mi se pare că se spune, cu 20 de mililitri din acest parfum. Nu este nicio diferență <laughs> între acel parfum și Harim al Sultan Gold EDP. Da, dacă sunteți, exact cum v-am spus și în videoclipul în care am făcut bătălia sau versusul între acest parfum și varianta Rogue Perfumes, dacă sunteți acele doamne și domnișoare, pentru că în continuare în opinia mea este absolut total total feminin. Dacă sunteți acele doamne, domnișoare, mai girly, mai gingașe ca să mă exprim așa, mai jucăușe, s-ar putea ca acest parfum să fie preferatul dumneavoastră pentru vremea caldă. De ce spun asta? Pentru că ai foarte, foarte multe fructe aici, dar, totodată, când spun foarte, foarte multe fructe, nu, nu mergeți cu gândul către ADN-ul lui Erbapura, de exemplu. Exact cum v-am spus de fiecare dată, acest ADN Harim al Sultan Gold nu îl pot asemăna cu niciun ADN din zona de designer, niches sau așa mai departe. Da, este acea. Creație proprie și personală, dacă vreți. Ai și ceva geleuri haribo, dar mult mai puține față de ulei, da? pentru că sunt ceva diferențe între Harim al Sultan EDP și Harim al Sultan ulei, da? sunt diferențe după nasul meu și în opinia mea. Apropo, dacă și voi simțiți sau nu simțiți diferențe, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii, în legătură cu Harimal Sultan Gold EDP și Harimal Sultan Gold varianta ULEI. Este fiind de tot tropical, deoarece se resimte clar un ananas aici, însă este genul acela de ananas. Mediu copt, da? Nici verde, nici extrem de copt. Ceva ce mă duce cu gândul către o piersică, dar nu e, nu e ceva foarte proeminent, da? Notele, fructele, dacă vreți, sunt foarte, foarte bine echilibrate, da? Nu este nimic să iasă în evidență, poate doar acel ananas, da? Pentru că acel parcă te. Izbește mai mult în față decât restul notelor. Este fiind de tot ambrat, este moscat, este genul acela de mosc pufos dulce ce îmi place mie și are și ceva atingeri florale. Habar n-am notele sale, o să vi le las pe undeva pe aici, dar da, e. Genul acela de aromă necomplicată, dacă vreți, pentru vară. Dacă vreți ceva floral, fructat, fiind de tot exotic, de zi cu zi și așa mai departe, Harim al Sultan Gold cu siguranță este ceva ce ar trebui să luați în calcul, ca să mă exprim așa. Bun, spălăm o secundă nasul, ca de obicei, și facem recapitularea finală. Și ca să înțelegeți de ce am uh, această expresie astăzi și nu sunt cu vai de viața mea și, Doamne Dumnezeule, este pentru simplul fapt că azi noapte nici nu prea am dormit și nici nu prea mă simt bine în momentul de față. Dar ne adunăm, trage mai în piept și continuăm. Bun, haideți să vedem cum s-a așezat malica Red. Da, da, ăsta da. Este pe aceeași linie dulce-fructat, însă a dispărut izul acela de rubarbă, a devenit mai cremos dacă doriți și chiar dacă a dispărut complet, cel puțin pe pielea mea, așa se dezvoltă, chiar dacă a dispărut complet izul acela de rubarbă, are totuși un subton, are ceva acolo uh, tropical. Da? Și ceva ce mă duce cu gândul foarte, foarte fin către un ruj roșu, are izul acela fin de tot de ruj roșu. Nu este ceva, cum să spun eu, um, nu este ceva in your face, nu este ceva uh, impunător cum este de exemplu Date Night, da, unul din preferatele mele forever de la Hadlaj. Deci Date Night de la Hadlaj este cu și despre ruj roșu. Malica Red are un iz fiind de tot de ruj, roșu, însă este undeva în fundal. Și cu toate acestea, cum să spun eu, nu este fix aceeași, același ADN precum Date Night de la Hadlaj. Dacă aveți acel parfum, nu vă gândiți că Malica Red miroase la fel, da? Dar nu e rău. Deci, clar, nu e rău, din contră. Da. E una, știți? V-am mai spus în și în videoclipuri uh, și din nou încerc să vă induc acest microb la modul că încercați pe timp de vară, uh, în razele, soale, în razele soarelui, în căldura aceasta excesivă și sufocantă, încercați să purtați uleiuri parfumate. Da? Încercați, insist, să faceți treaba aceasta, că s-ar putea să deveniți la fel de fanatice, între ghirimele, cum sunt eu, da? Dacă nu le suportați pe piele, dacă vi se pare, nu știu, ceva, pf, um, nu vă place textura, da, uleioasă, nu vă place cum vă lasă pielea, încercați să le purtați pe uh, vârfurile părului sau pe, lungimea părului. Din nou, dacă nici treaba aceasta nu vă place, încercați să vă puneți câteva, să vă aplicați câteva bețișoare da, de ulei în palmă, apoi să turnați peste crema dumneavoastră preferată de corp. De obicei, eu când fac treaba aceasta, aleg o cremă fără niciun fel de parfum, da? Uh, pur și simplu faceți treaba aceasta, pentru că nu nu este aceeași poveste ca la parfum unde nu e ok să faci treaba aceasta. Da? Și pur și simplu îți aplici uh, combinația aceea de ulei și cremă pe corp. Și credeți-mă că veți vedea diferențe. Bun, mai departe ce a fost următorul nu. Și aca unde am pus și aca? Da, aici am pus și aca și iaca white l-am pulverizat aici parcă nu unde am pulverizat eu și iaca nu aici am pulverizat scuze telefonul că de ce nu bun între timp cât vorbeam la telefon, am descoperit și unde am pulverizat și aca white, și anume aici și -a. O să râdeți, dar eu sunt fixată pe ceva din ADN-ul lui Barbary Her. Dar nu, categoric nu, nu mergeți cu gândul către uh, căpșuni sau fructe roșii, nu. Este dacă vreți ca miros, ca aromă, apropo, nu are absolut nimic arabesc. Da? Deci absolut nici cel mai mic iz Gândiți-vă mai degrabă dacă doriți, dacă nu-l cunoașteți, cu toate că nu este o noutate sau dacă nu-l aveți. Pentru mine, în momentul de față, este ca și cum mai avea un flanker de barbarie Her. Dar Flanker în ce sens? Păstrez cremozitatea aceea, păstrez partea aceea foarte, foarte sub tonul acela pudrat, dacă vreți. Iar în locul fructelor roșii și a căpșunilor, adaugi foarte, foarte puțin piersică, da? Cam așa miroase pentru mine și ea ca white. Bun, trecem la Le Prestige Bold. Și da, este acel, dar este mult mai aerat, da, cel puțin în momentul de față, acolo mă duce cu gândul. Da, este acel bacara ruj extrem, o idee mai aerat, ceva ce, cum să spun eu, dacă iubești acest ADN, dar ți se pare foarte sufocant într-o zi de vară, da, pe o zi caniculară, cu siguranță, le prestigi bold, nu știu, îți dă ADN-ul tău preferat, însă nu te sufocă. Da? Nu este ceva sufocant. Și, în continuare, nu are sub nicio formă izul acela de cabinet stomatologic. Categoric, nu sub nicio formă. Și, ultimul, dar nu cel din urmă cel mai iubit și cel mai îndrăgit ADN al casei Hadlaj, Harim al Sultan EDP de data aceasta. Da, tot acolo sunt. Parcă acum să spun că a prins ceva mai multă dulceață, dacă vreți, către dry down-ul final. Treaba asta, dulceața aceasta, ia amploare, dar este genul acela de dulceață dată, cum să spun eu, cantitatea de fructe, izul acela fructat, este în aceeași cantitate, ca la început. Ce ia amploare acum în dry final este moscul acela pufos dulceag, da? Categoric, cu siguranță acesta este moscul acela pufos și dulce. Dar în continuare, dacă sunteți acele doamne sau domnișoare uh, genul acela de girly, da? genul girly la parfumuri, cu siguranță Harim al Sultan Gold EDP, este ceva ce o să vă placă. Pentru mine, cu siguranță, ca parfum de sine stătător nu va funcționa, pentru că știu ce îmi place foarte bine și știu ce nu-mi place. <coughs> scuze, însă în variante de layering s-ar putea să îmi placă bun atât pentru videoclipul de astăzi scurt pe doi pe repede înainte um, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră sau ce variantă de layering purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip și la fel pentru că oricum tot ceea ce am primit eu nu sunt uh, nu știu mari lansări sau noutăți sau așa mai departe. Dacă aveți ceva din aceste parfumuri, uleiul parfumat sau așa mai departe, da? dacă aveți ceva din cele despre care eu v-am vorbit acum, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii părerea dumneavoastră în legătură cu ele, ce experiență aveți dumneavoastră cu ele. În bara de detalii veți avea link către pagina mea de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Frag Family, unde de asemenea și acolo, dacă doriți să intrați, este total total gratuit. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare mare drag, să rămână că mă suportați și atunci când nu sunt în uh, cea mai bună formă. Și până data viitoare, până la un nou videoclip, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile minunate și parfumate. V-am pupat!